Dana Roba, mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Ce operații trebuie să-și facă Dana Roba a publicat pe Instagram o fotografie cu ea dinainte să fie bătută cu ciocanul de soț și să o trimită pe patul de spital. Aici a stat în comă. Lângă imaginea în care este cu una dintre fiice, cea care este și fost soția interpretului Nicolae Guță, a dezvăluit că mai trebuie să treacă prin trei operații chirurgicale. Concret, Dana Roba mai trebuie să fie supusă la două intervenții pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă, din cauza care toate degetele rupte, iar ambele mâini sunt acum în gips. Dana Roba regretă că nu-și mai poate practica meseria, dar este convinsă că se va repune pe picioare. Ultima fotografie în care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț fără că să-mi zică nimic în seară respectivă. Mereu când nu ne înțelegeam îmi spunea, mai bine te văd moartă decât să divorțezi de mine. Eram înainte cu două zile de divorțul pe calea miabilă pe care l-am plătit eu 800 de euro. Acum mă refac ușor și mai am nevoie de încă trei operații chirurgicale doi pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreaptă apâtă am toate degetele rupte și am ambele mâini în gips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra. Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie în viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult, a scris Dana Roba pe rețelele de socializare.